Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase. Eu sunt Eddie și astăzi vom discuta despre tone de aur care părăsesc Elveția și vin din Rusia. Și vom avea raportul metalelor prețioase de la Hereus, cel lunar, și o să avem și un raport special de la ei. Dar înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă îți plac și ție noutățile din lumea metalelor prețioase, poți să acest video cu un like, va ajunge la mai multe persoane. Dacă ești nou pe acest canal și vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abonează-te din interes pentru o viață de succes. Linkurile către articol și către rapoartele vei găsi la descrierea acestui videoclip. Și dacă vrei să faci un pas în față pentru educația ta financiară, atunci poți intra pe blogul meu, unde postez în mod regulat. De asemenea, linkul vei găsi la descrierea acestui videoclip. Bun, și înainte să-i dăm drumul la treabă, știți că v-am făcut un video short în care v-am explicat că aurul va pica cu 50% și argintul cu 70% când se va vedea deprecierea după colț, deflația, pardon, nu deprecierea, până când va intra deflația în scenă. Vom vedea la ce preț va ajunge aurul și argintul, da? Că s-ar putea să ajungă la niște prețuri exorbitante. Dar în principiu este o tragere de mânecă să nu vă avântați în metale prețioase, da? Că până la urmă și ele au riscul lor, în principiu. Dar până atunci mai durează. Ideea este că deflația cred că o să aibă loc anul acesta. Și o să fie nasol pentru toate industriile în principiu. Dar hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem care e treaba cu calul troian, după cum v-am spus în videoul anterior, că Elveția este calul troian pentru BRICS. Hai să vedem ce zic băieții aici. Elveția și-a crescut exporturile de aur cu o treime în februarie. Cantități mari au mers în China și Turcia. Confederații au acceptat din nou aurul din Rusia. Aurul din Elveția. Aurul este solicitat la nivel mondial, dar cantități mari de metal prețios migrează în prezent în principal în Asia. Acest lucru este arătat încă o dată de cele mai recente date de comerț exterior ale Elveției. Rafinăriile țării deservesc până la 2/3 din cererea globală de aur prelucrat. Adică oamenii nu se feresc, îi doare la Bașcheți, știi, nici acolo, la un metru în față. Astfel, Administrația Federală a Vămilor raportează exportul de aur de 183,06 tone, valoare de 10,13 miliarde de... Iar nu vine în cap... Ce monedă au mă ăștia? Băi, m-au zăpăcit. Tot vine să le zic lire franceze, dar sunt franci-elvețieni, așa. Sau 10 miliarde de euro pentru luna februarie. În ceea ce privește valoarea aceasta, a fost cel mai mare export de aur din iulie 2022. Volumul a crescut cu 33% față de luna precedentă și comparativ cu anul precedent, Elveția a livrat chiar și cu 53% mai mult aur în străinătate. Cei mai mari cumpărători de aur. Cine a fost cei mai mari destinatari recent? China a primit 57,99 de tone în februarie. Între timp, 43,9 tone au mers în Turcia și ține cont că Turcia a zis că nu mai cumpără aur din cauza cutremurilor pe care le-a avut și totuși oamenii sunt în dificultate, că nu poți să spui că au o viață roz în Turcia și tot cumpără aur. Da? În plus, 25,6 tone au fost expediate în India și 25,2 tone în Hong Kong. Importurile de aur. Este izbitor faptul că Elveția continuă să accepte cantități mari de aur din țară, în ciuda sancțiilor comerciale occidentale împotriva Rusiei. Da, este izbitor. Nu este izbitor, că dacă a făcut odată, o face și a doua oară, și în special că nu se feresc, asta e problema, că dacă s-ar fi ferit, zici că, na, dar nu se feresc. Bun, 18,9 tone de aur rusesc sunt raportate pentru februarie. În luna precedentă a fost de 5,6 tone. Statele Unite au fost din nou cel mai mare furnizor, cu 19,9 tone. În Elveția au venit cantități substanțiale și din Canada, 16,6 tone, și Emiratele Arabe, 9,8 tone. Emiratele Arabe Unite. Da, și aici avem tabelul cu importurile. Da, sunt importurile și aici sunt exporturile.
Ia. Aici avem exporturile. Da, eu cum asta cred și v-am mai spus. Elveția îi îmbarcă cu BRICS. Deci nu are cum să facă așa ceva. Cu toate acestea, importurile totale de aur ale confederațiilor au scăzut cu un sfert față de luna precedentă, până la 180,72 de tone, valoare de 7,06 miliarde de franci elvețieni. Acestea au inclus livrări de metale prețioase cu o puritate mai mică, probabil din producția mină. De exemplu, Peru trimite 17,9 tone, iar Republica Dominicană trimite 6,7 tone de aur în această categorie. Notă. Potrivit informațiilor de la Administrația Federală a Vămilor Elvețiene, mărfurile de mai sus sunt aur, inclusiv aur placat cu platină, neprelucrat, în alte scopuri decât în scopuri monetare, cu excepția pulberii. Iauzi. Da, deci în principiu ăștia își continuă treaba, elvețienii, și v-am spus, eu consider că oamenii sunt în BRICS. Sau cel puțin își lasă loc de bună ziua ca să adere și ei la BRICS. Bun, și hai să vedem cu rapoartele. O să vă pun linkurile la rapoarte în engleză, dacă vreți să le traduceți, găsiți pe Google, v-am mai arătat. Și hai să vedem ce zic ăștia. Raportul ăsta este cel lunar și ar trebui să meargă linkul la el, dar la al doilea raport nu știu ce să zic pentru că l-am primit pe mail și nu știu dacă este public. Eu totuși o să pun link-ul, știi? Bun, hai să vedem. Zborul către activele sigure susținute prețul aurului. Prețul aurului a terminat cu 6,2% în creștere față de minimile recente, iar argintul a crescut și el. Deținerile de ETF-uri de aur au inversat 10 săptămâni de ieșiri săptămâna trecută. Intrările nete în fondurile din SUA au fost de 18 tone în valoare de 1,1 miliarde de dolari pe baza închiderii de vineri. Pe lângă aur, banii au intrat în trezoreria SUA cu cel mai rapid ritm de la prăbușirea rapidă din 1987. Săptămâna trecută a înregistrat o scădere de o zi a randamentelor obligațiunilor pe 2 ani mai mare decât după 11 septembrie și ca urmare a imploziei Lehman Brothers din 2008. 11 septembrie 2001. Când au fost atentatele, știi? Acest lucru se semnalează că investitorii percep un nivel ridicat de incertitudine și risc de scădere în acțiuni și mărfuri industriale. Piața stabilește prețul pe o cale mult mai redusă pentru viitoarele creșteri ale ratei dobânzii. Acesta va fi probabil cazul, deoarece o creștere de 25 de puncte la întâlnirea Fed din această săptămână este acum văzută ca rezultatul cel mai probabil. Păi, v-am zis, de acum 3-4, cum îi zice, videouri, v-am spus, nu? Că Fed-ul o să crească, o să mărească punctele. Dar vedem. Vedem. Dar asta e opinia mea. Ei sunt practic obligați să crească rata dobânzii. N-au de ales. BCE s-a ținut de armele sale și a majorat ratele dobânzilor cu 50 de puncte. Uite, ăștia, BCE-ul, Banca Comercială, Banca Centrală Europeană, au crescut, știi? Fluxurile de refugiu sigur pot fi o reacție bruscă la eșecul Silicon Valley Bank. Eșecul nu a fost rezultatul unor practici de creditare fără principii și al speculațiilor ca în 2008. Mai degrabă, în cazul SVB, o gestionare defectuoasă a peisajului schimbător al ratelor dobânzii în urma pandemiei. Prin urmare, este puțin probabil ca prăbușirile izolate să fie martorii Să fie martorii și aici e argintul. Păi ce ai făcut, mă? Ne-ai pierdut? Cred că s-a închis. Să fie martorii. Ia stai. Se va prăbuși într-o prăbușire mai largă a sistemului financiar în condițiile actuale. Cu toate acestea, dacă există o scădere mai amplă a piețelor și o creștere a stresului economic, ar putea exista o cerere suplimentară de aur pentru refugiu, care este probabil să fie pozitivă pentru prețul aurului. Ia să vedem, poate așa. Dar nu e, că aici se încheie.
Prima pentru prețul aurului din Shanghai a fost extinsă în lunile februarie și martie, indicând o cerere rezistentă de aur în China, pe măsură ce economia își continuă redresarea post-COVID. Prețul aurului în yuanul chinezesc a scăzut mai puțin decât în dolari în cursul lunii februarie, din cauza slăbirii generale a yuanului față de dolar. Așa că nu a existat aproape nicio creștere a cererii din cauza prețurilor mai scăzute din China. Retragerile de pe bursa de aur din Shanghai au fost de asemenea puternice în februarie, înregistrând retrageri mai mari de metale de la o lună la lună și de la an la an. Vedeți că v-am pus, am arătat de fapt, tot într-un short și într-un videoclip normal, că cineva a sustras 50 de tone de argint doar în această săptămână și mi se pare că a fost până miercuri, săptămâna trecută, pardon. Și bă, era miercuri, am impresia, adică în primele 3 zile a sustras, din săptămâna trecută, a sustras 50.000 de kilograme de argint. Retragerile anuale de aur de la SGE sunt cu 10% mai mari de la an la an. Este probabil ca cererea de aur din primul trimestru din China să revină mai aproape de media pe 10 ani, de 267 de tone. Având în vedere puterea relativă a măsurilor de activitate după sărbătorile de anul nou și lipsa măsurilor de control al COVID-19, cererea în trimestrul 1 din 2022 a fost cu 12% mai mică decât media pe termen lung. Argintul beneficiază și ca un refugiu sigur. De asemenea, prețul argintului a reacționat pozitiv la izbucnirea turbulențelor din sistemul financiar american în urmă cu puțin peste o săptămână. De când zgomotele de instabilitate în Silicon Valley au început pe 10 martie, prețul argintului a crescut cu 10% pe măsură ce fluxurile semnificative către activele de refugiu s-au declanșat. Aurul și trezoreria SUA au înregistrat de asemenea intrări, ducând la creșterea prețului aurului și provocând o corecție bruscă a randamentului trezoreriei SUA pe 2 ani. Cifrele inflației din SUA au fost de asemenea făcute publice săptămâna trecută. Atenție, și v-am mai zis, inflația nu se mai calculează cum se calcula acum 20 de ani. Au scos din ele, din acest calcul a scos anumite criterii care erau criterii de bază. Deci, practic, avem un calcul la inflației ireal. Da? Și cred că acest lucru e valabil și la noi în țară. Valoarea generală a inflației din februarie a fost mai scăzută de la an la an pentru a opta lună consecutivă. Inflația serviciilor a crescut de la lună la lună și de la an la an și este cea mai mare componentă a creșterii prețurilor. Acest sector ar putea fi o preocupare pentru Fed în viitor, deoarece încearcă să gestioneze condițiile financiare, reducând în același timp inflația. Dacă veni vorba de inflație, v-am spus cu criptomonedele, cu, nu cu criptomonedele, cu, de fapt și cu criptomonedele, cu CBDC-ul. Ăștia n-ar băga CBDC dacă nu ar avea la dispoziție o unaltă precum inflația, da? Să țineți minte și o să o vedeți în vigoare probabil, nu știu, la un an, 2, 3, 4, 5, poate chiar 10 ani, dar ei deja au unalta pregătită. Și cred că unalta s-ar putea să fie atacurile cyber, pentru că se tot zvonește că CBDC-ul o să fie lovit de niște cyber-atacuri. Astea sunt, evident, niște vrăjeli de ochii lumii și, în principiu, vor fi posibile aceste atacuri, da? Pentru că ei vor permite, dar ca să dea la temelie populației, să vadă lumea că, vezi, domne, CBDC-ul sau Bitcoin-ul, că s-ar putea să atace Bitcoin-ul, nu este atât de sigur pe cât lumea credea. Și atunci o să cadă drastic și lumea o să piardă o grămadă de bani. Dar în fine. Bun, ianuarie a fost probabil punctul de vârf al perturbării aprovizionării cu argint a Peruului. Peru a înregistrat mai mult de 1,6 miliarde de uncii de producție de argint pierdută în ianuarie, din cauza tulburărilor sociale și a protestatorilor din țară. Producția minilor de argint a fost cu 20% mai mică de la an la an în ianuarie și scăderea este echivalentă cu 1,7% din producția anuală din 2022. Cred că milioane de unci, da, nu miliarde. Cea mai afectată mină a fost Antamina, o societate mixtă deținută în majoritate de Glencore și BHP și cel mai mare producător unic de argint din țară, care a înregistrat o scădere cu 31% a producției.
Protestele care au început în decembrie 2022 pentru înlăturarea fostului președinte par să se atenueze și prin urmare este de aștepta ca perturbarea producției de argint să se diminueze în trimestrul 2 din 2023. Producția de argint din Peru a scăzut cu 8% până la puțin sub 100 de milioane de uncii în 2022 și este probabil să fie similar în acest an dacă întreruperea rămâne minimă pentru restul anului. Hai să mergem și la platina. Motorina este încă dominantă în sectorul greu din Europa, în sectoarele grele din Europa. Da, partea ciudată. Deci America, Anglia și Europa, de fapt, anumite țări din Europa, nu toată Europa, se concentrează pe energie la mașini. Da, pe mașini electrice și pe panouri solare. Dar ei, în principiu, se concentrează pe energie verde, lucru care restul de 80% din lume, adică BRICS Plus-ul, și ține cont că sunt deja peste 150 de țări. 150 de țări. Ei sunt pentru minerit. Da, ei bagă cărbune, ei bagă gaze, ei bagă motorine, ei bagă benzină. Și ține minte că Germania a evacuat un sat ca să redeschidă minele. Deci Germania, la fel, s-ar putea să intre în barcă cu BRICS-ul, în aceeași barcă, pentru că se pare că oamenii zic ca Uniunea Europeană și fac ca ei. Nu ei ziceau să... Că totuși au băgat, cred că, cât doamne? 15 ani? Cred că 15 ani. 15 ani? Zi 13 ani, zi din 2010, parcă, nu mai știu sigur. Au băgat o grămadă de bani ca să închidă toate minele, absolut toate minele. Și acum anul ăsta, au evacuat un sat. De ce a dat afară? Pe proprietari, pe cetățeni. Dați-vă drumul de aici ca să mărească o mină. Ai înțeles? Bun. În UE, cota de piață a camionilor cu motorină a crescut în 2022 de la 95,9% în 2021 la 96,6%, conform ultimelor date de la CEA, din cauza unei pierderi a cotei de piață a vehiculelor alimentate cu combustibil alternativ, GPL, biocombustibil și etanol. Înmatricularele de camioane grele în Europa au crescut cu 6,5% până la 256.000 de unități anul trecut, iar cererea de autocatalizator de platină de la vehicule grele HDV a crescut de asemenea cu 10% numai în Europa de vest. Catalizatorii diesel sunt mai ponderați față de platină în comparație cu preferința pentru paladiu observată în autocatalizatorii pe benzină. Dintr-o perspectivă globală, cererea de platină de la HDV a scăzut cu aproximativ 4% până la un total de 700 de kilouncii. Acest declin s-a datorat în primul rând unei scăderi marcate a producției de HDV în China anul trecut, deoarece țara a traversat mai multe focare mari de COVID-19. Fiind în declin de la pandemie, se estimează că producția globală de HDV va avea o creștere moderată în următorii câțiva ani. Cu toate acestea, există un risc negativ din cauza recesiunilor din SUA și Europa. Securitatea cererii din planurile mai lungi de eliminare treptată a motoarelor cu ardere internă în vehiculele grele 2040 față de vehiculele ușoare 2035. În Europa ar trebui să contribuie la menținerea cererii de platină, în special cu evoluțiile relativ lente ale bateriilor electrice și ale celulelor de combustibil grele mobilate. Da, nu știu ce să zic în privința asta, dar v-am spus că marile corporații din industria autovehiculelor investesc în minerit. Și asta îți dă un pic de gândit, știi? Prețul platinei a crescut inițial săptămâna trecută, deoarece dolarul s-a slăbit pe pariurile unei majorări mai mici ale ratelor Fed. Cu toate acestea, spre deosebire de orice argint, au renunțat la majoritatea câștigurilor sale timpurii până la sfârșitul săptămânii, deoarece cererea de refugiu nu s-a extins la metalul alb. Platina a terminat săptămâna sub 1000 de dolari per uncie. Și ce mai avem? Paladiu. Și după avem rodiu, ruteniu, irediu și raportul special. Deci, paladiu.
Principalul furnizor de palade din SUA se confruntă cu noi probleme. Producția a fost oprită la nivelurile inferioare ale minei Stillwater în urma deteriorării puțului în timpul întreținerii. Nivelurile inferioare, sub nivelul 50, sunt de așteptat să fie închise timp de 4 săptămâni, în timp ce au loc reparații. Compania estimează că acest lucru ar putea duce la o scădere a producției de 25 până la 30 de kilounci 2E, 6-7% din randamentul anual 2022. Îndrumarea pentru producția de 2023 a fost anunțată în februarie a fi între 500 de kilounci și 535 de kilounci 2E, aproximativ 385-410 kilounci paladiu. Acum pare probabil ca producția anuală să se situeze la capătul inferior al acestui interval, cu excepția altor incidente. Producția a fost oprită timp de 6-7 săptămâni, pardon, în 2022, în urma unui eveniment de inundații. Accesul rutier la mine a fost întrerupt, ceea ce, printre alte obstacole, a făcut ca producția anuală de paladiu a mine să scadă cu 26% de la an la an, la 325 de kilounci. Anul trecut s-a înregistrat cel mai scăzut nivel al aprovizionării cu paladiu din America de Nord din ultimii 12 ani, iar în acest an a fost prognozată o creștere puternică. Oprirea ca urmare a acestui incident vine cu costul până la un sfert din revenirea așteptată a aprovizionării cu paladiu din America de Nord în acest an. Deci, țineți cont, platina, paladiu, rodiu, ruteniu, iridiu sunt mai rare decât aurul, da? Bun, la fel ca și platina, prețul paladiului a crescut inițial săptămâna trecută pe măsură ce perspectivele privind politica monetară a SUA s-au schimbat, împovărând puterea dolarului, cu toate acestea nu a reușit să se mențină la peste 1500 de dolari uncia, tranzacționându-se la 1396 de dolari uncia. De asta v-am și spus, nu cumpărați aur dacă e și v-ați săturat de argint, cumpărați platină. Bun, rodiu, ruteniu, iridiu. Flotele de camioane din mine cu celule de combustibil se apropie cu un pas de realitate. Primul basculant mare alimentat cu celule de combustibil a fost desfășurat anul trecut la mina anglo-american Platinum Mogalakwena din Africa de Sud, ca o dovadă a conceptului. Caroseria camionului de 220 de tone a fost echipată cu un grup motopropulsor hibrid cu baterii de combustibil și este una dintre modalitățile prin care AAP își propune să-și reducă emisiile în timp ce extrage PGM-uri. Ballard, producătorul pilelor de combustie utilizate în camion, a confirmat comenzi pentru 30 de sisteme suplimentare pentru alimentarea camionelor mari de transport minier, care vor fi utilizate într-o flotă de testare mai mare din Canada. Anglo American Group a încheiat un acord pentru 400 de sisteme de alimentare cu celule de combustibil pentru operațiunile sale globale. Există aproximativ 54.000 de camioane de transport minier în funcțiune la nivel global, dintre care multe sunt probabil potrivite pentru modernizarea celulelor de combustibil. Ia uite. Ăștia l-au construit direct, cum îi zice, direct adaptabile pentru următoarea tehnologie, pentru următoarea generație de tehnologie. Prin sprijinirea mobilității grele cu celule de combustibil, companiile miniere pot accelera absorbția energiei celulelor de combustie și astfel o creștere a cererii de ruteniu în celulele de combustie și iridiu în producția de hidrogen verde. În prezent, cererea de ruteniu și iridiu în economia hidrogenului este relativ mică, dar odată cu extinderea cerințelor din sectoare precum mineritul, cererea va crește semnificativ în următorii ani. Da, nu știu ce să zic în privința asta. Și e posibil și nu e posibil. E posibil pentru că au intrat mari jucători din industria autovehiculelor în minerit și e posibil să bage pentru alte motive, nu pentru energia verde. Și nu e posibil pentru că energia verde pur și simplu nu este posibilă, dar nu au materiale, nu există. Rodiu a ignorat turbulențele pieței săptămâna trecută, continuând să scadă sub 11.000 de dolari uncia. Prețurile iridiului și ruteniu au rămas stabile, tranzacționându-se săptămâna la 5.150 de dolari pe uncie și respectiv 525 de dolari pe uncie. Deci, poți să cumperi... Unde ești? Ruteniu, da?
Și poți să cumperi platina. Și rutenii și platina. Care sunt metale mai rare. Bine, ruteniu nu prea e folosit și din cauza asta nu. Hai să vedem raportul special. Aurul, rasă mai mare, precum incertitudinea pentru sectorul financiar. UBS achiziționează Credit Suisse pentru 2,35 de miliarde de dolari în urma unui weekend de negocieri serioase. Ia să vedem. În partea asta, dacă vreți să vedeți tendințe și investiții, să puneți pauză la video, să vedeți tabelurile. Cam astea sunt. Aici e disclaimer, nu avem treabă. Bun. Hai să vedem aici. Prețul aurului a crescut la peste 2000 de dolari unce, dar pentru a patra oară în această dimineață, deoarece fuziunea dintre Credit Suisse și UBS nu a reușit să potolească îngrijorările investitorilor cu privire la stabilitatea sistemelor financiare americane și europene. Acordul urmărește să limiteze criza de încredere în sectorul bancar de pe ambele maluri ale Atlanticului. Cu toate acestea, incertitudinea pare să fie aici pentru a rămâne, ceea ce ar putea menține prețul aurului ridicat. Păi o să mai crească după pivotul Fed-ului. Trecerea rapidă a Fed de la ratele dobânzilor ultra scăzute a început să afecteze sectorul bancar. Prăbușirea Silicon Valley Bank a declanșat un lanț de evenimente care au dus până acum la absorpția CS de banca rivală UBS. Investitorii au apelat la activele de aur și argint pentru a combate incertitudinea de pe piețele financiare. Deci toată lumea apelează la aur și argint, da? Tranzacția este parțial finanțată de Banca Națională Elvețiană, care a angajat o linie de lichiditate în valoare de 100 de miliarde de... iar am uitat la ăștia, mă. Cum le zice, Doamne, nu-mi vine... Mereu îmi pierd gândul când văd CHF, nu lira franceză... ia uite, Doamne, nu mai vine. În fine, către UBS. nu mai vine în cap. Dacă UBS și BNS nu ar fi intervenit și ar fi permis CS să intre în faliment, săptămâna aceasta ar fi putut exista daune semnificative aduse sistemului bancar elvețian. Așa, mă, nu lire elvețiene, mă. Doamne, cum le zice, Doamne? Am un lapsus, dar și un lipsus. În fine. Împreună cu un risc de contagiune în alte regiuni. Ofertele de această natură pot servi fie la calmarea temerilor, fie la accelerarea lor, dacă piața le consideră soluții unice și nu sunt practice pentru salvări ulterioare. Deocamdată se pare că oarecare încredere a revenit pe piața financiară, deoarece aurul a redat câștiguri în timpul zilei și piețele de acțiune au revenit în verde. În SUA, ieșirile de lichidități de la băncile mici și mijlocii către instituțiile mari ar putea afecta stabilitatea acestor instituții, care reprezintă 50% din creditele comerciale și industriale din SUA și 45% din creditarea de consum. Acțiunile rapide din partea autorităților băncilor centrale pentru a prelua filiala britanică Silicon Valley Bank și a aranja fuziunea UBS-CS arată clar că autoritățile internaționale de reglementare au învățat din criza financiară din 2008 și au mecanisme în vigoare pentru a opri un colaps mai larg al sectorului bancar. Da, lucru pe care vi l-am spus, dacă vă amintiți, că ăștia sunt mai bine pregătiți, pentru că în 2008 au văzut ce a funcționat și ce n-a funcționat. Da? Dar în principiu au o anumită experiență și știu unde să lovească. Dar vedem cât de tare lovește, că ei tot în direcția greșită se duc. Bine, mă gândesc că cu intenție se duc, nu se duc așa la Stomberg, știi? Adică la mișto. Riscul perceput de preocupări suplimentare atât în sectorul bancar din SUA, cât și din cel european ar putea conduce la creșterea prețului aurului în cazul cererii de refugiu sigur. Astăzi s-au înregistrat profituri în jur de 2000 de dolari per uncie. Prețul aurului se află la o distanță apropiată de un nou maxim istoric, dar este în prezent supracumpărat și este probabil o retragere în această săptămână înainte de orice altă mișcare semnificativă în sus.
Întâlnirea FOMC de miercuri este următorul eveniment semnificativ pentru metalele prețioase. Rezultatul actual implicat din piață, de piață pentru întâlnirea de miercuri este o creștere cu 25 de puncte, cu o șansă de 30% de pauză. Fed trebuie să mențină un echilibru între continuitatea luptei împotriva inflației și recunoașterea faptului că piețele financiare americane și europene încep să prezinte fisuri. Orice valoare mai mică de 25 de puncte, pauză sau reducere, este probabil să slăbească dolarul, ceea ce ar putea susține prețul aurului la nivelul actual sau îl poate ajuta să crească. Deci, știți că v-am spus eu că ei s-ar putea să crească punctele și să nu se țină de cuvânt să crească cu cel puțin 25 și să crească cu 10 puncte. Din câte se pare, dacă oamenii cresc sub 25 de puncte sau iau o pauză și nu mai cresc, este probabil să slăbească dolarul, lucru pe care nu și-l permit. Adică ei deja sunt în pierdere și da, o să vedem. Dar în principiu eu așa consider că Fed-ul va continua mărirea ratelor dobânzilor. Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!